Salutare! Eu sunt Caragia, iar acesta este tutorialul de vioară pentru avansați cu numărul 106. În tutorialul de astăzi vă explica un tango și este vorba despre primul tango de la acest proiect și desigur că este unul deosebit, unul pe care l-ați vrut și voi cei abonați pe Patreon pentru că l-ați votat și a ieșit câștigător la sondaj. Se numește Por una cabeza și este compus de către Carlos Gardel. Este o melodie renumită pe plan internațional și pot spune că am cântat-o foarte multe ori, mai ales în perioada când cântam la restaurant tradițional în Chișinău. Deci formam colaje de cafe-concert și desigur că nu putea să lipsească acest tango din acele colaje. Și pe lângă asta am cântat-o și la nunți, pentru că uneori, credeți sau nu credeți, oamenii doresc să audă un tango sau să danseze pe un tango la evenimentele private. Cel puțin așa era înainte. Bun, hai să vă prezint structura acestui tutorial. În față trebuie să aveți marcajele de timp care vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el. Și desigur că menționez toți abonații de luna trecută activ pe Patreon, deci ei sunt cei care au active abonamentele și au acces la toate postările de acolo, toate tutorialele complete, partiturile cu armonii, rubricile știați că, acompaniamentele pieselor și desigur că rubrica proaspăt scoasă lunile astea, ritornele. Mă bucur foarte mult că prin acest proiect pot ajuta atâta lume să progreseze pe vioară, să învețe lucruri noi pe vioară și să studieze repertoriul frumos. Și sunt sigur că cei abonați simt acest progres și de asta și rămân atâta timp abonați și rămân alături de comunitatea noastră frumoasă de violoniști de pe Patreon. Astea fiind spuse, nu uitați să vă abonați și la acest canal de YouTube, pentru că aici apar în fiecare săptămână rezumatele tutorialelor și desigur că melodiile explicate în tutoriale, cântate separat în stilul meu și desigur acum hai să mergem să vă cânt piesa și după aia să vă explic foarte și foarte detaliat. Am plecat! De la do diez, do diez, re, mi, fa diez, la, sol. Trecem în poziția a treia mai departe, si cu deșul 2, do, la, si, la, la, sol mordent, fa, sol și încă un sol, da? Deci vine. Apoi iarăși melodia principală și voi răspundeți. Fa, fa, mi bemol mordent deja, re, mi bemol,